Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou minut de conștientizare. De data aceasta, după cum am promis și am anunțat, am să răspund la unele întrebări care au apărut cu privire la greșeala majoră realizată în altă viață, la latura aceasta karmică, pentru a lămuri anumite aspecte cu privire la aceste curiozități care au apărut la voi. Și am să mă uit aici așa unde am notat anumite întrebări. În primul și în primul rând aș dori să abordez următorul aspect, și anume, ați fost o parte dintre voi care ați spus că, ok, cum am aici, sora mea este născută în întâi, culmea ea consideră că am trădat-o, da, sau că i-am făcut ceva rău și gata, gata să mă dea în judecată. Sau alții au scris, nu am frați, nu am surori, da, mă înțeleg bine cu toată lumea. Da, sau că alții dintre voi ați confirmat faptul că anumite greșeli le regăsiți la voi sau la ceilalți. Ideea este în felul următor. În momentul în care, să spunem, cum este la karma celor născuți în 1 și 23, dau acest exemplu. Dacă voi, poate vă iubiți frații și nu zice nimeni că nu este așa, poate uite cum e cazul doamnei că a fost trădată de către soră. Ideea este că există anumite plăți karmice sau știți cum este, se spune, karma revine, nu? Sau karma e zăbici. Și atunci, există posibilitatea, spre exemplu, la cei întâi 23 să, ce? Să fie ei în viața asta trădați de frați. Pe lângă faptul că sunt predispuși spre a trăda din nou frații, bineînțeles că una din metode este ca și ei în viața asta să fie trădați. Adică este un mod de a plăti greșeala din viața trecută. Și asta e valabil ca principiu la toate celelalte. Nu știu, sunteți născuți în doi, puteți să fiți trădat de mamă, da? Sau pe lângă natura pe care o aveți, dar voi ar trebui să nu repetați această greșeală chiar dacă există această plată karmică sau în modul că se întoarce la voi ceea ce voi ați făcut în altă viață. Da? Adică există foarte mari șanse să fiți puși în situații de viață în care chiar voi să trăiți astfel de ce? Astfel de situații exact acelea pe care voi le-ați făcut în viața trecută. Asta este, luați-o ca atare, da? Este un mod prin care karma se întoarce, da? Adică plătiți greșeala karmică. Unul din moduri, se poate plăti în foarte multe moduri, dar aceasta este unul din modurile prin care putem să plătim această greșeală karmică. Bun, asta ar fi o dată, da? Sunt unii dintre voi care spuneți, dar eu nu știu, nu repet greșeala karmică, nu fac asta, din contră, nu înșel, nu trădez, nu îmi doresc copii, am făcut copii în funcție de fiecare de greșeala pe care au avut-o. Ideea este că dacă e așa, ce să vă zic, felicitări, asta și trebuie să faceți, să nu repetați greșeala și mai mult decât atât, să vă îndreptați. Și cumva să faceți contrar la ceea ce ați greșit în viața trecută. Dacă, nu știu, în viața asta ați trădat partenerul, în viața asta nu trădați partenerul și căutați să fie totul cât mai bine într-o relație de cuplu pe care o aveți, oricare ar fi ea și oricât ar dura. Da? Adică în momentul în care nu faceți acel aspect, este de bine. Felicitări! Dacă chiar așa este sau poate încă n-ai văzut că faci chestia respectivă, există și varianta aceasta, fi și mintea zice că nu, eu așa ceva nu fac, da, eu sunt, nu recidivez. Ok, foarte bine, dacă chiar e așa este excepțional, dar viața se va asigura să vină să vă testeze, să vadă dacă recidivați sau nu. Testele despre care tot am mai discutat. Bun. Mai zice cineva aici, dacă l-am copiat pe Anatol Basarab, am susținut și susțin în continuare Anatol Basarab este maestru de la care am învățat cele mai multe lucruri și bineînțeles că el la rândul lui ne încurajează, pentru că unul din scopurile noastre ca și oameni care ne dezvoltăm și cunoaștem și formăm și dăm mai departe informația este ca și voi la rândul vostru să o folosiți și să o dați mai departe. Da? Adică, clar, informația pe care o prezint pe numerologie, undeva între 80 și 90% informația aceasta o am de la Anatol Basarab, prelucrată, exersată de către mine, bineînțeles, prin consultații, prin citit, prin exercițiu, foarte mult pe care l-am făcut pentru a învăța cum anume să folosesc acest instrument, dar
Da, este de la Anatol Basarab. Am citit, bineînțeles, și pe Valeriu Pănoiu și alți numerologi care există. Să ne înțelegem, Anatol Basarab este printre primii, dar de fapt chiar primul care a adus numerologia în România și probabil 99% din cei care sunt numerologi în momentul de față au informația sau au plecat de la cunoașterea lui. Da? Însă acest lucru se știe foarte bine, colaborez cu Anatol de ani de zile și cu drag recunosc oricând că el este maestrul meu și îmi place și mie ceea ce am învățat și ceea ce el predă și voi face ca această informație să ajungă mai departe, ca oamenii să devină conștienți, să-și îmbunătățească viața și este absolut normal să dăm informația mai departe. Ce este greșit în asta? Bun. Așa, ia să vedem aici cam ce întrebări mai sunt. Cum fac? Așa, da, încă o întrebare foarte des întâlnită. Ce fac dacă am recidivat? Ce să zic? Asta e. Mergi mai departe, vezi ce faci de acum încolo să nu mai recidivezi. Adică nu rămâneți ancorați în trecut. Faptul că ați recidivat arată ok, viața și-a făcut datoria, să zicem așa, a venit, v-a supus testului, l-ați picat. Acum v-ați și dat seama că l-ați picat? Nu, mereți mai departe și faceți, îndreptați lucrurile din momentul prezent încolo. Dacă stați și vă uitați în spate, ok, nu o să vă ajute foarte mult. Adică cu ce puteți să mai îndreptați ceva ce oricum a trecut? Vedeți ce faceți în prezent, vedeți ce ați învățat din trecut de acolo, folosiți învățăturile din trecut și, bineînțeles, căutați să nu recidivați de acum încolo. Adică ai recidivat, ia-o ca atare, acceptă, poți să te simți și prost, poți să te simți și bine, nu știu, simte-te cum vrei, ești liber să te simți cum vrei, dar nu este o dramă. Cu toate că sunt de acord că foarte mulți dintre noi care am recidivat și nu cred, eu n-am întâlnit încă persoană care să nu fie recidivat, unii mai puțin, alții mai mult, da? Unii într-adevăr suflă și neaurd când vine vorba de greșeala lor karmică și își dau seama abia când le-o spun, își dau seama de faptul că de unde vine această frică de a nu repeta greșeala. E ok, uite, cum am mai zis, frica este bună și în sensul ăsta, da? Să sufli în neaur, de exemplu, să nu strădezi partenerul și să devii foarte fidel. Foarte bine. Adică cumva tu oricum ai informația asta în tine și știi că ce? Că ai o predispoziție spre a înșela. Și oarecum apare și o frică. Foarte bună frică aceasta, las-o să fie acolo, cumva să zic așa. Bine, fără să o exagerez, dar ideea este că această frică te oprește să recidivezi. Da? Dar dacă totuși pentru cei care ați pus această întrebare, eu ce fac dacă am recidivat? Păi, nu prea mai ai ce să faci în trecut, ci tot ce poți să faci este în prezent. Caută metode prin care poți să să-ți răscumperi greșeala, ca să spunem așa. Cum poți să-ți răscumperi greșeala? În funcție de ziua în care ești născut și de greșeala karmică pe care sau ai realizat-o în viața trecută, fă opusul, ca să zicem așa. Da? Adică, dacă în viața trecută ai trădat, în viața asta fii fidel. Dacă în viața trecută nu ai avut o relație foarte bună cu copiii sau poate nu ți-ai dorit copii, ok, lucrează la aspectul cu copiii. Da? Lucrează la relațiile cu copiii, învață să iubești copiii, fă un copil să te iubească, spre exemplu. Dacă, nu știu, ai avut probleme cu tata în viața trecută, da? Trădare de tată, ok, învață să relaționezi cu tatăl și creează o relație armonioasă cu tata. Atenție, aici țin să menționez că o relație bună nu înseamnă lipsa de ceartă. Adică dacă ajungem să definim relație bună cu cineva prin lipsa certurilor, asta nu înseamnă că este o relație bună, este o relație în care nu vă certați, poate, cel mult. Da? O relație bună, armonioasă, e una în care poți să împărtășești și poți să primești de la celălalt și o apreciere, și o critică sau observație sau un feedback în general, fără să o iei personal, da? Simți că poți să discuți deschis cu acea persoană, oricând ți-e drag să discuți cu ea, nu ești dependent de ea, dar în același timp poți să ții această legătură strânsă cu persoana respectivă și așa mai departe. Bun, n-aș vrea să mă lungesc foarte mult, am răspuns pe scurt, este drept, la anumite întrebări ale voastre sau anumite esențe pe care eu le-am surprins din comentariile voastre. Continuăm cu greșeala majoră realizată în altă viață. Vă anunț că avem 22 de greșeli karmice.
Și ce rămâne de făcut este să urmăriți Facebook-ul, YouTube-ul, să vă abonați, să dați mai departe informația, pentru că asta fac și eu. Nu eu am inventat informația asta. Dacă nu știu, toți cei care folosesc, habar n-am, limba română sau știu eu ce informație de acolo, am putea să fim numiți plagiatori. Nu. Informația are sursa ei. Anatol Basarab cu siguranță are și el la rândul lui sursele lui și pe lângă experiența vastă pe care o are, dar nu am spus niciodată că această informație este a mea. Nu, nu este a mea, eu doar sunt un canal prin care transfer mai departe vouă pentru a vă ajuta să creșteți. Ăsta este scopul meu și unul din motourile mele în viață este acela că e oarecum o chestie statistică. Știu că pentru a produce o schimbare într-o populație, într-un număr, într-un grup de persoane, necesită un minim de 7%. Da? Eu nu am cum să reprezint 7%. Da? Suntem atâtea persoane, numai care suntem în comunitatea Alexa Event. Nu am cum să îndeplinesc 7%. Nu, un singur om nu poate să fie 7%. Dar știu că dacă dau mai departe, putem împreună să formăm cei 7% și astfel să producem schimbarea în direcția dorită, da? În direcția de evoluție, de conștientizare și de creștere spirituală și nu numai. Așadar, dați mai departe informația, fie că o dați prin grai, fie că o dați printr-un share, fie că o împărtășiți cu prietenii, cu cei dragi sau oricum altfel vă este vouă la îndemână, fie că nu, este ok și așa, ești liber să faci ce vrei. Dar haideți să ne concentrăm pe aspectele de creștere și pe aspectele de evoluție și poate mai puțin pe aspectele de involuție sau de ce face celălalt rău și de ce nu face rău. El face ceea ce face. Tu ce faci? Mai mult decât atât, tu ce faci pentru creșterea și evoluția ta? Eu vă îmbrățișez cu drag, aștept în continuare întrebările voastre, așa cum am spus, pe orice canal vă este la dispoziție. Și continuăm după seria greșelilor karmice, mai luăm și mai continuăm și cu alte conștientizări. O zi plină de bucurii vă doresc și spor la conștientizări, bineînțeles. V-am pupat!